În vlogul de săptămâna aceasta vedem cum au decurs lucrurile consumând produse Herbalife și cum am trecut peste provocările alimentare atunci când am ieșit în oraș. Dar pentru început, hai să vă explic de ce fac toate astea. Săptămâna trecută am fost la Valentin, coachul meu Herbalife, și analizele, scanarea nu a ieșit tocmai bună. Mi-a zis că m-am îngrășat cu vreo 4 kg, pentru că am mâncat pizza, am făcut o grămadă de prostii și nu m-am ținut de Herbalife așa cum ar fi trebuit. Dar săptămâna asta nu vreau să ies din programul pe care mi l-a dat Valentin nici măcar un colțișor de pâine, nici măcar cu o firmitură, nimic, cu absolut nimic. Și vreau să văd cum decurge săptămâna. Consum absolut tot după programul care mi l-a dat. Fac foame, exact cum mi-a dat. 4 litri de apă mi-a dat, 4 beau. Vreau să văd cum decurge. Ok. Dar înainte de toate, vreau să precizez faptul că acest vlog nu este sponsorizat de nimeni. Nu este sponsorizat de Herbalife, ci este doar o experiență pe care vreau să o împărtășesc cu voi. În fiecare dimineață am de consumat următoarele chestii. Am două cupe de aici, care e shake-ul. Două cupe de aici, care e proteină, de fibre. Și am de luat aceste pastele, mă rog, suplimente, care sunt vitamine pentru bărbați, sunt suplimentele alimentare. Și astea pasteluțe cu ulei de pește, care la fel și astea ajută foarte mult. În fiecare dimineață, două cupe de aici, două cupe de aici, două de aici, una dintre asta, una dintre asta. Iar shake-ul de dimineață, ca acum, arată așa. Îl pun în ăsta, îl pun aici și apoi în cană și îl consum. Și chiar dacă mi-era foarte greu să mănânc produse Herbalife și să mă abțin din a consuma fast food sau alte lucruri de genul ăsta, ei, uite că totuși am reușit, am fost la drive cu mașina și am făcut asta. Să rămână, n-aș vrea să încerc nimic, pentru că eu mănânc sănătos de la Herbalife. Vă rog, ce vă pot servi? Cu nimic, vă mulțumesc, o zi bună! Astăzi e a treia zi în care consum doar ceea ce mi-a zis Valentin, doar Herbalife, doar Herbalife. Tocmai ce m-am întors de la sală, puțin obosit, dar sunt foarte curios cum iese scanarea. Vezi să vede cum îmi tremură mâna? Obosit. Dacă nici de data asta nu mi-iese scanarea ca lumea... Și indiferent de activitățile pe care le desfășuram, aveam mereu la îndemână unul din produsele Herbalife. Programul dat de antrenorul meu includea și gustări preparate din comerț și nu neapărat produse Herbalife. Gustarea mea preferată fiind iaurt cu cereale. Da, și știu când am pus poze cu ce mâncare îmi făceam dimineața și seara, dar vă dau cuvântul meu de onoare că m-am ținut de programul Herbalife pe care mi l-a dat Valentin. Abia ce m-am trezit, am febră musculară, încă am febră musculară, ieri și astăzi nu o să merg la sală. Și astăzi îmi încep dimineața, bineînțeles cu shake-ul pe care mi l-a dat Valentin, cu fursecuri și frișcă. Yay! Și după multă muncă a venit și timpul scanării, așa că am mers din nou la Valentin, ca un nou născut, mirosind a floricele și cu puțină iarbă crescută în cap, de la toate lucrurile verzi și sănătoase pe care le-am mâncat în săptămâna precedentă. Deci, dragul meu, erai aici, aveai o super constituție, bine arătat, la 5, altă viață, acum și te facem de 8. Da, 5 nu e chiar așa de rău. Bun. Deci asta e scanarea mea de tura asta. Așa eram tura, trecută. 84 de kg. Hai că 25, ne simt fac 26. 21% grăsime, nu? Și acum azi doar 9. După ce am fost la după ce am consumat o săptămână întreagă produse doar Herbalife și m-am ținut de programul pe care mi l-a dat Valentin, am mers la scanare, iar scanarea a ieșit ceea ce înseamnă că produsele Herbalife și programul pe care mi l-a dat Valentin a funcționat. Acest filmuleț nu este sponsorizat de Herbalife,
nu are nicio legătură cu o campanie plătită sau vreo reclamă sau vreo chestie de genul ăsta. Sunt un simplu consumator de produse Herbalife, la fel ca oricare altul. Cam atât pentru săptămâna aceasta. Dacă ți-a plăcut acest vlog, îți recomand să mă urmărești pe Instagram, pentru că postez aproape zilnic la story lucruri care s-ar putea să-ți facă ziua mai frumoasă. Îți mulțumesc! Am de la Herbalife complex de vitamine și minerale pentru bărbați. Asta înseamnă că...